Salutări, sunt Priză și bine ați revenit la Patrula Română. Astăzi sunteți martorii primului episod din sezonul 2. În acest episod vom discuta despre români valoroși, hateri, cel mai tare hoț și un clip marca Patrula. Și cum e prima emisiune din noul sezon, o să începem cu ceva mai special. Nu cred că sunt singurul care vă spune că societatea noastră se duce de râpă. Haideți să ne uităm la TV. Africa... Africa, unde e Africa? Dacă te uiți pe internet, găsești de-astea. Smooth crap, nice crap, nice crap, smooth crap, nice crap. Smooth shit is so goody. It's best not to struggle when you're taking a duty. Aceasta este România anului 2013. Pe 15 ianuarie probabil le-am fi adus aminte de Mihai Eminescu, dacă nu se despărțeau soții bănică. Vom afla în această seară mai multe amănunte încercând să înțelegem de ce s-a întâmplat tocmai acum, deși s-a speculat pe seama acestui divorț de foarte multe ori. Ne-am fi adus aminte altfel de Brâncuș, nu cu ajutorul lui Cerebel care și-a postat poza asta pe Facebook. Românul are noroc, dar se pricepe la tot. Ce încerc eu să vă spun e că în România mai există și alte lucruri de valoare pe care merită să le prețuim. Numai că altele ni se aruncă în față. Puteți fi generația care distruge tot ceea ce au creat alții sau puteți fi generația de la care începe schimbarea. Depinde doar de voi. Noi vrem lângă noi oamenii din a doua categorie. Tu unde te integrezi? Primul hot din acest sezon îl oferim românilor care au făcut și fac în continuare diferența, adică românilor de valoare. Sunt tot felul de oameni pe YouTube. Unii se uită la videoclipuri, alții dau like sau dislike, alții comentează și sunt câțiva care își bagă p***a în toată lumea. How would you like to suck my balls? What did you say? I'm sorry. Actually, what I said was... How would you like to suck my balls, Mr. Kershaw? Aceștia sunt cunoscuți sub numele de... Și vă dați seama că am întâlnit și noi de-aștia. These shitheads. These yellow traitoring motherfuckers. They're everywhere. Iată ce mesaj ne-a trimis utilizatorul AndMostWWW30. Și cum și noi suntem curioși, am intrat pe canalul său să vedem ce activitate în folosul comunității depune acesta. Atât vă spun, comentariile sunt de prisos. Pentru că nouă ne pasă și pentru că haterii sunt și ei oameni, cred, și unii dintre ei au și joburi, cred, haideți să-i vedem cum se descurcă la locul de muncă. Dragi pasageri, aici capitanul vostru. Și vă da la p***e, firațai dracu, de ce v-ați urcat mă în avionul ăsta, papagal ambulant, ce sunteți? Vrei să zburați, a? Vrei să zburați? Mai ales aia de la Casa Antei care stați și sugeți toată ziua caviar p***a în gură. Nani, nani, dormă m***** de copil sugător de țâță cu măta aia care mă plătește și se f*** cu toți bulangii în timp ce eu stau și stau cu tine, păcă... Ia zi, prietene, cu ce-ți dau șaurma? Vrei niște sos dulce sau niște sos iute, f***, măti? Sau dacă vrei niște maioneză, ți-o bag direct în gură, înțelegi tu? Sau dacă îți dau niște sos special de la mine sau de la ei, ți-alegi tu? Unde m***** e Nirvana aia? Face și prietenii. Hai să fie cu voi. Ia să vedem, domnișoară, ce avem aici. Haideți să-ți penetrezi puțin măseaua asta. Vrei să-ți bag freza mea în gura ta? Vrei să-ți bag freza mea în gura ta? Avem un mesaj pentru toți haterii. Vă pupă Priză. Nu știu dacă știai, dar a fost prins cel mai bătrân host de buzunare din România.
Acesta are 81 de ani și fură încă de pe vremea celui de-al doilea război mondial. I'm getting too old for this job. Octogenarul a fost prins după ce a sustras telefonul mobil din buzunarul unui bărbat care se afla în incinta unui magazin din București. Acesta a fost prins la 25 de minute de la furt, când încă încerca să fugă din magazin. Hoțul a motivat furtul smartphone-ului declarând că nu mai avea bani să plătească ratele la tabletă. Normal, tableta pe care o ia în fiecare zi pentru a-și ferici nevasta. Judecătorul a decis să-l aresteze preventiv, timp de 15 zile, pentru furt calificat. Bătrânelul declarându-se mândru că în sfârșit cineva i-a recunoscut calificarea. Colegii de celulă sunt încântați de mâinile rapide ale tânărului infractor. Ăsta e un exemplu perfect de carieră ratată. Dacă te pricepi atât de bine la furat, de ce nu te-ai băgat în politică? Dragi prieteni, haide să vă arăt cu ce ne-am mai ocupat în această vacanță. She's is out of control. She's been smoking weed, she's been drinking, she's getting referrals, she's getting suspended, she's snorting I heard air dust. A couple days ago they had a physical altercation. She's out of control. She's been having sex. Ne-am înscris la concursul de scurtmetraje Jameson Empire Done in 60 Seconds, unde a trebuit să refacem, într-un mod original, un film în cel mult 60 de secunde. Noi am refăcut... Dacă vă place, urmați linkul din descriere, veți intra pe canalul concursului și tot ce trebuie să faceți pentru a ne vota e să apăsați butonul like. Maestre, bagă clipul! I put some Chinese shit on you, man! You're dead! No! Hey, where's your brother, man? Hey, I don't know, man. Hey, you don't look so good, man. Give me some coke, man. I got something better. Here's an energy bar. Hey, Doc! You gotta keep moving, it's good for your health. It isn't working. I can make you feel better. What are you doing? There's a freaking handbrake. Wait here. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Nu uita să ne votezi urmând linkul și Nu uita să mă votezi, urmezi linkul din descriere, acolo intri pe canalul concursului și apeși like pe YouTube. Cam atât pentru astăzi. Întrebarea săptămânii este: cum crezi că își petrece ziua un hater? Cel mai original comentariu îl vom prezenta în emisiunea de săptămâna viitoare. Dă video mai departe. Nu uita să dai subscribe celor de la Patrona Română. Hai, hai, apasă butonul. În același timp, dă video-ul ăsta mai departe la prietenii tăi. Pa, prietene, te-am pupat! Patrula vine, patrula, patrula vine, patrula, patrula vine, patrula.